Salutări! Sunt Mihai de la Renu Garaj și de astăzi începem un format nou, să-i spunem, al părții de review al difuzoarelor, unde vom face unboxing-ul, vom arăta cum arată difuzoarele, construcția lor, ce știu să facă ele, le măsurăm, arătăm exact dacă respectă termenii de pe foaie, după care le vom testa să vedem dacă ating ratingul de power care este scris pe cutie. Poate și e corect. Și cel mai important lucru, le vom face, majoritatea cazurilor le vom face cadou unuia dintre voi, atâta timp cât sunteți abonat al canalului și ne scrieți un comentariu pe dedesubt la fiecare review. Nu particip, fără chestia asta. Puteți să scrieți orice. Spre exemplu, Cristi este un ou. O-U. Rămâne între noi. O să începem noul format cu un set de difuzoare de la Saumax. Sunt niște difuzoare de medii, gălăgie, power, kickbass, SPL, uși deschise, vecini supărați, chestiuni de genul ăsta. Haideți să le facem unboxing-ul, după care le vom testa să vedem dacă cântă de la cât până la cât cum cântă și după care partea cea mai frumoasă, mâniele! Saumax, niște difuzoare turcești, din ce am înțeles, de la Race, le găsiți pe site-ul DB Shop. Nu este sponsorizat, sunt cumpărate de noi, le testăm, le vedem valoarea lor, dacă știu să facă ce specifică. Și după care vor veni cadou cuiva dintre voi. Bun, avem o cutie galbenă, cu alb, cu poze cu difuzoare. SXMX6 Pro, din nou denumiri, 16 cm mid-range, 350W, care nu cred că are treabă cu puterea adevărată a lor. Altceva pe cutie, ba da, aici, partea asta. Avem niște date. Technical specs, type mid-range, size 16 cm, records, RMS power 120W. Deci asta vom vedea noi dacă vor atinge 120W power. Avem sculele necesare, avem aparatura necesară să le testăm cum trebuie, semnal de nedistorsionat, semnal curat în ele, să vedem dacă rezistă 60 de secunde pe power. Cât zice el? 120W. Maxim power 350W. N-are rost să încercăm chestia asta. Frequency response 100 de Hz până la 15 kHz. Vom vedea noi ăștia 15 kHz. Impedanță 4 ohm, sensibilitate 93 de decibel, bla bla bla, surround, clot, surround, adică material textil pare să fie, clot, pânză, da? Frame yellow stamped steel, oțel, da? Cone, paper, black paper cone, de hârtie, cone de hârtie. A, surround-ul, da, aia, suspensia. Așa, magnet, ferită, voice call wire, ce va avea. Bun. Ok. Race Electronica Sanaya Biliorum Cioxanabe. Nu știu ce înseamnă chestia asta aici. N-am traducere, aparent sunt din Istanbul. Adresa lor, dacă vreți să le dați un mail sau să mergeți în vizită pe la ei, nicio problemă. Haideți vedem ce avem în cutie, pentru că se desface cutia în momentul de față și fac tot una de boxe pe jos. În cutie avem în felul următor carton, alt carton peste și două difuzoare mid-range de 16 cm. Pungă în care sunt difuzoarele. Acesta este difuzorul. Saumax scris, con de hârtie, frumușel ca și sunet, suspensie din material textil, probabil cu ceva tratament peste el. Ok, burete de jur împrejur, șasiu metalic, după cum spune, conectorii. Atenție mare la conector, pentru că nu au forme mare-mică. Din atenție să nu greșiți polaritățile, doar că ne scrie polaritățile plus stânga minus dreapta. Magnetul, destul de ok, tipic pălmuit. Și ce mai scrie pe spatele lui?
Sound Max, modelul, puterea 350W, putere maximă, pentru că dacă ar scrie 120W n-ar mai fi atât de interesant și lumea ar zice că nu sunt atât de puternice. Spider, roșu, ca focus să sură de norocul, firelele unice cu sute de spider, grosuțe. Spiderul este destul de moale. Apare nu se simte cine știe ce tratament pe el pentru umezeală, dar nu este asta o problemă, că doar umezeală nu intră în oși. Aha, glumițe. În rest, un difuzor destul de sănătos. Ca și idee, prețul lor sunt de 330 de lei, dacă nu mă înșel, acolo. Pare un preț ok pentru niște difuzoare de mid-range. Probabil al doilea difuzor, la fel. Era frumos dacă nu ajungeau cu cutia ruptă. Asta nu e făcută de noi, așa au venit ele. Okidoki. Celălalt difuzor, absolut identic. Sunt gemeni. În rest, în cutie mai avem ceva. Nii. La banii ăștia ce vreți. Doar difuzoarele. Șuruburi aveți și voi pe acasă. Ok. Bun. Haideți să alegem un difuzor. Întotdeauna l-am ales pe ăla din stânga. Începem cu ăsta din stânga. Să vedem dacă știe într-adevăr să cânte de la 100 de herți până la 15.000 kHz. Ok. Avem conectat difuzorul. Revu pornit. Microfonul l-am băgat în nas. Dăm drumul la pink noise. Grep frecvență full range, fără niciun fel de crossover pe el. Semnal curat. Și începem să-l măsurăm. Ok, doki. Haideți să-l vedem pe semnal. Facem un pic de 1 pe 6 smoothing ca să înțelegem și noi ceva din toată polologia asta. Ok, doki. După cum vedem pe grafic, care a luat o razna cam atins și ăsta, avem în felul următor. Difuzorul nostru începe să cânte de la... vedem noi de pe aici așa, însemnând 93,5 decibeli herți. Nici asta o chestie. Începe și ne cântă frumos, power, 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 scade în putere pe la 765, după care crește un pic mai mult în putere pe la 1,90, aproape 2K, după care cade în putere, frumos, nu se mai aude nimic, după care începe în frecvență înaltă și iar mai rezonează. Și ar cânta până la, ia să vedem noi, 10,69, 10 kHz. Mai avem un pic până la 15.000. Avem o gaură foarte mare în frecvență în partea asta a cilișea, pentru că nu rezonează probabil în aer liber. Haideți să mai facem o măsurătoare de undeva de la 50 de centimetri distanță, să încercăm să-l auzim cum ar cânta și de departe. Aparent, conform datelor tehnice, începe și cântă de undeva de pe la 100. Ideea este că până la 2000 de herți cântă destul de ok, adică își face treaba de medie, după care avem o gaură foarte mare în frecvență, unde nu va cânta, nu va scoate sunete decât foarte încet pentru urechea noastră să se sesizeze, după care începe și urcă ceva mai sus. Haideți să-l auzim de la 50 de centimetri să ne facem o idee. Aceeași schemă, dăm drumul pink noise. Okidoki. Și avem un felul următor. Mai de departe avem semnalul în felul următor. Începe și cântă de la... Îmi trebuie ochelari. 96 de herți. Începe și cântă și urcă și urcă și urcă. Aici gaura asta de frecvență este camera mea și lucrurile de pe lângă, deci încercăm să le ignorăm. Luăm în considerare că ar fi o liniuță întreagă aici continuă. Și ar cânta înapoi până la 3000. Cu indulgență, până la 3 kHz, după care începe și cade și mai scoate ceva zgomot și sunet până pe la vreo 10.000. Da? Prima liniuță de sus este măsurată de aproape, adică ce știe difuzorul să facă măsurat de aproape de acolo și detaliile de pe cutie, de ce știe să cânte până la frecvența respectivă, dar asta de aproape. Iar când îl punem într-adevăr să funcționeze
într-o situație reală nu prea face ce scrie pe foaie, dar este destul de competent. Ca o idee, un procesor de sunet ca întotdeauna ar ajuta la reglajul frecvențelor și ar face o chestie liniară și am putea să forțăm difuzorul ăsta să cânte. Cred că până în 10.000 am putea să-l facem să cânte destul de ok. Cu toate că nu e prea recomandat, trebuie să lăsăm un Twitter, dar hai să zicem undeva până în 5.000 am putea să-l facem să cânte fără niciun fel de problemă, după care să punem un Twitter să preia de acolo ștafeta și să continue gama de frecvență, să fie totul bine și frumos. Ok, până în momentul de față toate bune și frumoase, difuzorul să zicem că ar respecta, ar porni de la 100 de herți și ar cânta, 10.000 să tragem de păr, să le dăm un pic de grezanie. Acum să vedem dacă într-adevăr știu să cânte și puterea de 120W. O să facem acum setup-ul din nou, o să facem reglajele, punem DMRTA-ul, facem crossover-ele să cânte de la 100 de herți în sus, o să-l stresăm până în 10.000, cum am văzut aici pe foaie, o să dăm putere de 120W, o să vedem exact ce voltaj ne trebuie nouă cu o formulă matematică simplă, radical din ăia ai mei și cu ăia ai lui, și ne dă exact cât o să ne dea partea de voltaj și o să dăm power în el. Haideți să vedem dacă și rezistă. Ok, am legat RTA-ul. Ne-am legat pe firele care duc la difuzor. Am intrat în program frumușoală aici și a. Hai să-l facem pe ăsta mare. Bun. Ăsta este semnalul nostru. În momentul de față avem 101 Hz. Semnal curat. Ca și voltaj avem 21,6, 21,4, 20. În fine. Ca și formulă de aplicare, știe toată lumea, bănuiesc chestia asta, să-ți dai seama, 120W RMS, avem în felul următor. Radical 120 ori 4 și ne-a dat undeva, dacă nu mă înșel, la vreo 21V. Undeva pe acolo, sau 21,9, o chestiune de genul ăsta. E, noi l-am setat puțin mai jos, un picuț așa, doar de parte de safe. Am reglat frecvența corect și corespunzător dând buton, high pass filterul. Frumos, nivelul, voltajul, toate cele, nu mă duc mai tare că se duce difuzorul în porumb. Voltajul avem pe ieșire pe difuzor, punem telefonul acum, punem o melodie și o ascultăm 60 de secunde. Să vedem dacă rezistă exact la voltajul respectiv. Am mai scăzut un pic, cam atins eu cu degetul pe acolo. Ia să ne mai mișcăm noi un pic aici. Ăla-i tati. Bravo, tati. Am putea să mai umblu un pic. Dar lasă-l așa, lasă-l așa, să țină el la partea asta aici. Dăm drumul, punem telefonul și lăsăm. După cum se vede, e și mai puțin câteodată. Dar îl iertăm. Ochidochi, Dumnezeu cu mila în momentul de față. Reglat, legat, player, melodie. E mai mult pe parte de kickbass melodia asta oricum. 60 de secunde din momentul în care începe, melodia și cântă. Norocul fie cu difuzorul. Hai să vedem. Japonia. Now when the beat drops. Mamă, urechile mele, vecinii mei acum o să bată cu butelia la ușă. Bun,
un minut și ceva. A cântat, încă merge. Să-l mirosim. Poți să-i dai. Poți să-i dai să mai cânte, că n-are nici pe naiba. Un pic de miros. Dar nu de bobină. Cântă la 120 de W RMS. Un minut și 6 secunde. Hai să-l mai lăsăm un pic. Poate, poate. Să fie fum. Asta e chiar surprinzătoare. Niciun miros. Bă, niciun miros. Chiar duce. Big like din partea noastră. A supraviețuit. Scrieți în comentarii repede ca să luați difuzoarele, că încă-s bune. Ok, toate bune și frumoase. De la 100 de herți cântă. Efectiv, probabil puțin mai jos de 100 de herți. Depinde cum are panta amplificatorul, fără nicio problemă. 21, și ceva volți s-a văzut acolo, atinge și 28 volți în dinamic, fără nicio problemă, merge, cântă, rupe norma. Ce surprinzătoare jucărie asta mică. Turcia a început să facă lucruri bune. Vine sfârșitul lumii. Acestea fiind spuse, scrieți în comentarii, vă rog frumos, acolo jos, că vreți difuzoarele, că orice vreți, primul set pe care îl vom da gratuit, nu o să vă coste nimic, câștigătorul va fi anunțat în episodul celălalt de review-uri, o să ne scrie în privat și noi le trimitem fără niciun cost, fără absolut nimic, sunt ale lui, felicitări câștigătorului care va fi atunci. Până data viitoare, sunt Mihai de la Renu Garaj, ciao les!